Acesta este începutul avariei care s-a produs în jurul orei 11:45 la conducta principală de aducțiune a apei care alimentează municipiul Câmpul Lung și comunele limitrofe. Avaria a fost anunțată de un cetățean din satul Voinești, pe terenul căruia trece aducțiunea. La fața locului a ajuns în primă fază primarul comunei Lerești, care împreună cu angajații SVSU și un buldo-excavator au pregătit terenul pentru ca utilajele să ajungă la avarie. În jurul locului unde s-a întâmplat nenorocirea s-a format un adevărat lac de unde apele furioase s-au răspândit prin grădini, ajungând până în incinta târgului săptămânal. Câteva gospodării au fost inundate, iar proprietarii au avut de lucru cu evacuarea apei. Din păcate, chiar tot în același loc unde s-a întâmplat acum 7-8 ani de zile, iată o avarie destul de mare. Am fost anunțat în jurul orei 11 de domnul Badea, proprietarul care este afectat în măsura cea mai mare. De fapt, deasupra proprietății lui se află această avarie. Între timp am fost și de la ISU, știam unde este locul, am ajuns primul la fața locului, am văzut situația, am anunțat edilul, pe doamna primar de la Câmpul Lung, toți factorii implicați. În secunda a doi am serviciu voluntar de la situații de urgență de la primăria Lerești cu personalul din cadrul primăriei la compartimentul de gospodărire comunală. Am acționat pe strada ulița Cornățeanu, care o avem în vecinătate, am intrat prin proprietăți pentru a crea accesul utilajelor care vor interveni la avarie pentru a scurta cât de mult timpul de intervenție și de sperăm să se rezolve cât mai repede posibil și da, pentru Câmpul Lung bănuiesc că este o problemă destul de gravă, câteva zile vom rămâne fără apă, Lereștiul va rămâne fără apă? Localitatea nu, Lereștiul are sursa alimentare de apă separată, atât o parte din Voinești, cam 25-30% din Voinești, cei care erau alimentați de la bazinul Câmpul Lung sunt afectați, dar 80-85% din Lerești nu o să avem probleme cu apă. La fața locului au ajuns reprezentanții conducerii SECE Edilul, societatea care gestionează rețeaua de apă, și primarul Elena Lasconi. Prima concluzie la care s-a ajuns este aceea că cel puțin timp de 12 ore niciun utilaj nu se poate apropia de locul avariei din cauza viiturii care s-a format în jurul craterului de unde a țâșnit apa. În concluzie, va fi o intervenție de durată. Eu nu cred că a avut cineva un mandat mai greu decât ăsta. Nu, este ceva incredibil. Oricum mi se pare incredibil că s-a făcut conducta de aducțiune prin grădinile oamenilor, adică din start nu a fost în regulă. Cred că din cauza cutremurului s-a dislocat ceva și de asta a apărut avaria, dar nu vă putem spune cu exactitate pentru că trebuie să așteptăm să se usuce, pentru că acolo este terenul argilos și după cum ați văzut a luat foarte mult din pământ și a căzut și salcia respectivă. Temerea mea este că astăzi nu vom putea interveni, tocmai din acest motiv, pentru că dacă intră buldo acolo riscă să se scufunde. Am intrat până aproape de acolo și pur și simplu te duci în jos. La ora 16 am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, l-am sunat pe prefect, l-am anunțat. O să vedem care sunt pașii, dar eu nu cred că mai devreme de două zile vom avea apă. Nu cred. Depinde cât e de mare avaria, dar vă spun astăzi, nu cred că va fi posibil să intre cu buldo, că nu ai cum să sapi. Se scufundă buldo acolo. Și riscăm și alte probleme. Cam cât mii de persoane rămân fără apă? Păi, în zone joase este foarte posibil ca oamenii să mai aibă apă, dar la presiune mică. Da, toți oamenii. La asta nu vă faceți griji, că exact cum am făcut și data trecută, la avaria trecută, oricum a fost o premieră, că nu s-a mai întâmplat așa, că au mai fost avarii în Câmpul Lung, o să asigurăm apă nepotabilă și o să mergem în toate cartierele
din Câmpul Lung, din punctul ăsta de vedere nu trebuie să faceți griji. De asemenea, îi sfătuiesc pe oameni să-și facă provizii de apă plată, apă minerală de la magazin și îi rog foarte mult și pe toți cei care au magazine în Câmpul Lung să se aprovizioneze, adică supermarketuri și magazine mici, nu contează, să se aprovizioneze cu suficientă apă, pentru că e posibil, v-am spus, chiar 2 zile să nu avem apă. În jurul orei 16, primarul Elena Lasconi a convocat într-o ședință de urgență Comitetul pentru Situații de Urgență al municipiului Câmpul Lung. S-a produs o avarie în jurul orei 10:30, nu mai fac istoricul, cred eu și sigur este din cauza vechimei acestei conducte și probabil și o deplasare de teren și este pe raza statului Voinești din comunale Rești, într-o proprietate particulară, pe un teren particular. Echipele de la Edilul lucrează începând cu ora 12, după ce am identificat avaria. Se intervine foarte greu din cauza faptului că terenul este argilos, este bibat cu apă, sunt riscuri de ca utilajele să se răstâmbe, mă rog, să producă incidente. În același timp, mergând cu Voldo, excavatoarele pe deasupra conductei care a rămas întreagă de stânga-dreapta, riscăm să o deteriorăm. Am ajuns la avarie, am depistat avaria, nu este la garnitură sau cum speram noi să se rezolve mai repede, este o gaură de considerabilă, de 50 pe 71 metru. Noi o să lucrăm tot cât putem să noaptea aceasta să desfacem tubul. Tubul este din beton comprimat din Premo. Urmând ca lucrarea foarte dificilă să centrăm o țeavă de oțel de diametru 800 pe cele două tuburi stânga-dreapta, cu garnituri, cu sudură. După părerea mea, o să ne apucăm dimineața la prima oră pe lumină ca să nu greșim, să nu există risc, oricum avem ce face și în seara asta și noaptea aceasta. Dacă nu apar alte incidente, sperăm ca mâine seară să începem să băgăm apă pe conductă. Este un proces care durează 5-6 ore, trebuie foarte, din cauza vechimei conductei, trebuie controlată și revisită foarte bine. Deci cel mai sigur, după părerea mea, mâine noapte s-ar putea să cetățenii să beneficieze de apă potabilă. Am instituit un număr unic la care cetățenii afectați pot solicita sprijin. Numărul de telefon este 0730 030 176. Vă rog să sunați la acest număr de telefon 0730 030 176 pentru orice problemă aveți referitor la apă. Mai mult decât atât, vreau să fac o completare la acest articol, o completare care nu își avea neapărat rost un articol. Toți cei care au descărcat aplicația EMUSCEL în aproximativ o oră și jumătate vom avea o secțiune care se numește Avarie Conductă Apă. Și oricine poate să intre acolo, aici toate mesajele le va vedea domnul viceprimar, domnul Bogdan Pătru de la ADP și dumneavoastră.